Ce mai faci? Vreau să zic o chestie. Știi care sunt cele mai frustrante două lucruri care apar atunci când încerci să te apuci sau să te reapuci de cântat? Unul sunt cei din jurul tău care te descurajează. Știu pentru că am trecut și eu prin chestia asta și este foarte frustrant. Vrei să te apuci de cântat și auzi numai păreri de genul în jurul tău că doar cei talentați pot cânta, că a, că n-ai o voce atât de bună, că nu mai încerca, că nu o să reușești. Știu și eu cum este nu i-am ascultat și uite că acum am reușit să-mi îmbunătățesc foarte mult vocea și să-i ajut și pe alții să facă chestia asta. Și al doilea este că nu reușești să stăpânești vocea. de când cu ea ori prea pe aer, ori prea strâns și pur și simplu nu reușești să găsești acea zonă în care vocea ta rezonează frumos și clar. Dar am o soluție pentru tine, dar trebuie să vii la webinarul acesta gratuit pe care l-am făcut pentru tine, unde vreau să ți arăt cei 5 pași simpli ca să capeți încredere în vocea ta. Da? Webinarul este gratuit, dar nu va avea înregistrare, va trebui să vii live la el ca să afli aceste tehnici. Îți voi da acolo niște tehnici foarte, foarte interesante. Îți voi arăta cei 5 pași clari pe care îi poți aplica ca să-ți îmbunătățești vocea, urechea și să scapi de frica de cântat. Îți voi arăta care este procesul prin care poți învăța cu răbdare orice piesă ușoară de la zero. Te interesează chestia asta, nu așa? Care este secretul simplu pentru a căpăta în sfârșit încredere în vocea ta? Îți voi da și o rutină simplă de încălzire ca să fie mai ușor să scânti piesele tale preferate și la final am o surpriză super specială pe care bineînțeles o vei, voi, o vei prinde doar dacă vii pe live. Da? Deci te aștept acolo, apasă pe linkul din jurul acestui video ca să te înscrii la webinar. Va fi joi la ora 18, da? Pe 29 octombrie. Te-am pupat și ne vedem acolo. Abia aștept.